Bună ziua! Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre pierderea identității personale. Ce facem dacă nu mai știm cine suntem? De ce se întâmplă acest fenomen? Și mai ales, cum putem să ne recăpătăm identitatea și să nu o mai pierdem? Identitatea personală se referă la cine cred eu că sunt despre mine, la lucrurile cu care eu mă identific ca făcând parte din viața mea, la oamenii care contează pentru mine. Și, în general, identitatea personală înseamnă nu ceea ce văd alți oameni în mine sau cred alte persoane despre mine. Identitatea personală înseamnă ceea ce eu consider că este relevant în viața mea. De exemplu, poate eu mă simt mai mult soția soțului meu decât mama copiilor mei. Și atunci, din postura de soție, se prea poate să-mi îndeplinesc mult mai bine meseria, să îmi îndeplinesc mult mai bine sarcinile decât din postura de mamă. Asta pentru că identitatea mea personală este fondată în jurul rolului de soție. Sau, se prea poate din contră, să mă identific mai mult ca fiind mama copiilor mei decât soție și atunci să nu mai petrec atât de mult timp cu soțul meu, să nu mai fiu afectuoasă cu el, de exemplu, și să am grijă mult mai mult de copii și practic să le ofer copiilor tot ceea ce soțul meu ar merita sau ar trebui și el să primească, dar nu o face. Identitatea personală se poate referi și la o profesie pe care o persoană o are. De exemplu, mulți oameni ajung să se identifice mai mult ca fiind angajatul unei anumite companii sau, din contră, patronul, șeful, antreprenorul unei afaceri decât părintele copiilor săi, decât iubitul, iubita omului de acasă, decât copilul părinților săi. Și atunci toată identitatea personală ajunge să fie despre acel aspect pe care tu îl încurajezi, îl cultivi, îl consideri mai relevant decât toate celelalte aspecte. Sigur că în identitatea personală intră sexul pe care îl avem în această viață, intră vârsta noastră, intră statutul social, studiile noastre, însă, din punct de vedere emoțional, identitatea personală se referă la acele stări, emoții, trăiri pe care tu le alegi fără să îți propui asta neapărat. Le alegi în fiecare moment cu trăirea ta și cu starea ta. Și în multe situații nu ne propunem să ne placă mai mult sau mai puțin de unii oameni. Asta se întâmplă. De ce? Pentru că este ceva care curge din noi în tot ceea ce facem. Și curge dinspre noi, înspre oamenii, înspre stările, înspre activitățile cu care noi interacționăm. În această viață, ca identitatea personală să fie despre noi, așa cum îi spune și numele, este nevoie să aibă mai multe componente active. Adică eu am nevoie să am un simț al sinelui bine dezvoltat, să știu cine sunt. Să știi cine ești înseamnă să rămâi tu atunci când alții încearcă să te schimbe. Să-ți păstrezi credințele și valorile atunci când ele sunt puse la încercare. Să nu devii omul care te-a rănit, ci să rămâi în pacea ta interioară. Să știi cine ești înseamnă să îți placă să stai singur cu tine, să te iubești, să te îngrijești, să te alegi. Să știi cine ești înseamnă și să poți să oferi iubire celorlalți. Deci, o identitate personală bine înrădăcinată este aceea în care o persoană are un simț al sinelui autentic și, în al doilea rând, și raportat la realitate. Sunt foarte mulți oameni care se cred cineva, dar de fapt sunt altcineva și se mint chiar pe sine. Consideră că sunt în cu totul și cu totul altă etapă decât sunt la momentul prezent, ceea ce bineînțeles că le aduce extrem de multe prejudicii și le face foarte multe probleme. Identitatea personală, în afară de simț al sinelui autentic și valid, înseamnă și o stare de împlinire și de armonie în absolut tot ceea ce fac. Mai exact, dacă eu acționez din acest loc de autenticitate, de adevăr, de vulnerabilitate emoțională în relația mea cu ceilalți, nu va fi nevoie să fac un personaj, nu va fi nevoie să fiu altcineva, nu va trebui să mă prefac. Identitate personală activă și stabilă mai înseamnă și să mă uit la dificultăți ca la oportunități, să nu mă demoralizez atunci când sufăr un eșec,
să mă bucur de fiecare experiență din viața mea și să am un prag de toleranță ridicat față de oamenii care nu sunt la fel ca mine, dar în același timp să am și niște limite emoționale față de oamenii toxici foarte clare, peste care nu se poate trece. În clipa în care am pierdut identitatea personală, ce se întâmplă? Se întâmplă că am devenit omul de care suntem îndrăgostiți. Am devenit persoana pe care vrem să o ajutăm. Am devenit problema pe care nu reușim să o rezolvăm. Am devenit frica noastră. Și atunci pierdem toate aceste componente foarte prețioase și ajungem să fim într-o stare de frică, de competiție de foarte multe ori, de devalorizare și ne uităm la noi ca la cineva care este inutil, de care ne este rușine și pentru care ne simțim vinovați. Toate aceste stări care apar atunci când ai pierdut o parte sau toată identitatea ta personală trebuie combătute cu niște acțiuni foarte clare în care au în vedere recuperarea acestei identități și manifestarea ei în acțiunile noastre zilnice. Adică, eu nu mai știu acum cine sunt, de ce? Hai să mă uit în jur la ce fac acum. Nu mai știu cine sunt pentru că îmi risipesc energia în mai multe direcții fără să am un scop clar. De astăzi o să mă concentrez asupra unei singure activități și o să văd dacă mi-iese. Dacă nu mi-iese, foarte bine, dar măcar am încercat să văd ce se întâmplă când eu îmi îndrept toată atenția asupra unei singure activități. Nu mai știu cine sunt, de ce? Am lângă mine un om toxic care mi-a toată energia. Haideți să vedem ce se poate face. Trebuie să văd, se poate discuta, se poate rezolva situația asta prin comunicare, se poate rezolva prin terapie, se poate rezolva că ne despărțim. Ce anume este de făcut? Trebuie găsit în timp, identificat, momentul când eu am încetat să mă mai bucur de mine, de viața mea, să mai împese de mine și am renunțat la tot ceea ce sunt. Și trebuie găsite niște mijloace extrem de practice la momentul prezent, prin care eu îmi reconstruiesc acest sine autentic, pe care fie l-am ignorat, fie l-am pierdut, fie l-am abandonat într-un anumit moment. Da, identitatea personală se construiește în fiecare clipă din viața noastră prin alegerile pe care le facem. Pot să fie alegeri extrem de neînsemnate, credem noi, cum ar fi ceea ce mănânc, programul meu de somn, ceea ce consum din punctul de vedere al emoției, oamenii lângă care stau. Însă, toate acestea fac parte din identitatea mea personală și un om care, de exemplu, le face rău celorlalți, își bate joc de alți oameni, râde de alte persoane în mod activ, trăiește doar din manipulare, este un om care se va raporta la sine într-un mod extrem de problematic și identitatea sa personală va fi atacată și afectată de propriile sale fapte, pentru că el știe că nu este în stare să facă bine, prin urmare nu-și va da voie niciodată să fie bine cu propria persoană și se va judeca pe sine așa cum îi judecă pe acei oameni pe care el îi manipulează, drept slabi și imposibil să scape din plasa pe care el le-o întinde, dar pe care, bineînțeles, și-o întinde de fapt propriei persoane. Reconstruirea identității personale după un divorț, o despărțire, decesul unei persoane din familie este un proces extrem de complex și extrem de dificil. Nu există limită de timp, nu există scurtătură, nimeni nu poate să treacă în locul tău. Este o experiență transformatoare și dacă tu ai suficientă răbdare, credință și iubire, vei reuși să ajungi la o variantă care va fi complet diferită de cine erai înainte de pierderea identității, dar o variantă care îți va permite să trăiești în continuare cu tine, să te bucuri de viață sau măcar să începi să înțelegi ce înseamnă pentru tine personal bucuria. Și foarte important, reconstruirea identității personale, după cum îi spune și numele, se face doar după ce ai ajuns să o distrugi sau să te distrugi. Multe persoane spun, dar nu înțeleg de ce trebuie să ajung în punctul ăla cel mai de jos, că m-am pierdut de tot ca să mă recuperez. Pentru că de acolo, practic, din acel punct de jos, este exact locul de unde se produce săritura către noua ta etapă de evoluție. Este exact locul care te va propulsa către această reconstruire a identității tale. Dar foarte mult contează răbdarea pe care o ai, cantitatea de efort pe care o depui și ce anume iei cu tine la drum. Pentru că dacă tu iei ura, frica și vinovăția din urmă, nu o să poți să reconstruiești nimic.
nu se va schimba nimic în bine. Dacă vei spune vreau să redevin eu însumi, eu însă mă gândesc la toate pierderile pe care le-am suferit până acum, la faptul că am îmbătrânit și n-am reușit să am familia dorită, slujba dorită, să-mi îndeplinesc visurile pe care le-am avut, nu se va produce reconstruirea identității personale, pentru că identitatea personală se reconstruiește dintr-o stare de acceptare absolută a tot ceea ce este și este de asemenea nevoie de foarte mult realism obiectiv. Eu am nevoie să îmi reconstruiesc identitatea din ceea ce eu sunt acum. Da, și din ceea ce am potențialul să devin, dar eu operez acum la nivel mental cu ceea ce cunosc și cu ceea ce este valabil și valid pentru mine. Nu pot să reconstruiesc identitatea personală din minciună, din orgoliu, din vanitate, din abuz, din manipulare. Nu se poate. Pentru că toate aceste lucruri nu există cu adevărat. Ele nu trec testul timpului. Ceea ce există cu adevărat este doar trăirea autentică a sufletului. Deci, eu pot să cunosc identitatea personală dacă, în primul rând, sufletul meu este liniștit și dacă mintea mea este împăcată. Dacă sufletul și mintea sunt agitate de absolut orice, trebuie să știu că va fi, o să construiesc ziua și noaptea se va dărâma. Pentru că nu poți să fii bine, complet, întreg, funcțional, dacă anumite părți din tine sunt complet disfuncționale și rănite. Și reconstruirea identității personale sau recâștigarea ei se face prin vindecarea rănilor emoționale, eliberarea de aceste programe mentale negative, nu pot, nu știu, nu merit, mi-e frică, și de asemenea se face și printr-o acțiune repetitivă de încredere și iubire față de tine și față de ceilalți, pe care tu o faci fără să ai niște așteptări. Adică tu nu stai și spui, hai, gata, când s-a făcut identitatea? Ia să verific, e la cuptor și e gata, ce s-a întâmplat? Nu, e vorba de tot ceea ce tu trăiești cu toată ființa ta, de bucuria pe care ți-o acorzi astăzi, de lucrurile pe care le descoperi la tine, de iertările pe care tu le faci față de cei care te-au rănit cel mai tare. Și din suma tuturor acestor acțiuni manifestate pe perioadă lungă de timp, va veni și reconstruirea acestei identități personale. Identitatea personală nu se fură de la alți oameni. Tu nu o să poți să te reconstruiești, să descoperi cine ești tu, dacă ești ocupat să îi copiezi pe alți oameni sau să copiezi modelul de succes al altora. Poți să te inspiri de la acțiunile altor persoane, dar tu va trebui să descoperi propriul tău simț al identității tale, să vezi cine ești tu cu adevărat în esența ta, că nu este nimeni lângă tine, că nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui, ca să poți să-ți păstrezi această identitate personală, pentru că tu nu poți să susții pe termen lung o identitate personală împrumutată de la altă persoană, chiar dacă ție îți place de omul respectiv și îl admiri și poți chiar să îl invidiezi sau să ai această dorință de a fi ca el. Identitatea personală este o expresie a trăirii tale autentice care se întâmplă în fiecare secundă. Prin urmare, oricât de mult ți-ai dorit, tu nu poți să simulezi pe termen lung o altă personalitate decât cea pe care tu o ai. Și cam așa se întâmplă și cu oamenii care, de exemplu, de foarte multe ori ne manipulează sau încearcă să ne manipuleze. Nu au cum să susțină pe termen lung personajul pe care îl interpretează și atunci ceilalți își dau seama cam care ar fi problema. Deci, recuperarea identității personale și reconstruirea ei mai apoi, că mai întâi o recuperezi și apoi o reconstruiești, este un proces care trebuie făcut cu maxim de responsabilitate, trebuie ieșit din starea de victimă, trebuie luate la rând toate rănile emoționale de neiubire, de abandon, de trădare care au fost generate și vindecate și de asemenea trebuie să-mi dau voie să trăiesc fiecare zi ca și când este prima zi din viața mea, pentru că într-un fel chiar am dreptate. Când te apuci să te vindeci și să-ți reconstruiești identitatea personală, fiecare zi este o nouă zi și prima zi din noua ta viață.